Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Ora de Veche, pe care eu, Adrian Sturza, împreună cu colega mea aici de față, loc, Nicoleta Savin, o vom ține în seara asta, bineînțeles, concentrându-ne pe ce s-a întâmplat în Rusia și nu numai. Și nu numai, că mai avem. Se mai întâmplă și la pachet așa lucruri. De obicei se întâmplă la pachet, dar cred că putem să începem să vorbim fără niciun fel de preambul despre ce nebunie s-a mai întâmplat în Rusia. Pentru cine, da, cred că toată lumea știe, mă rog, cel puțin la emisiunea asta, ai bănuit că audiența, mă rog, e la curent. Totuși trecem în revistă un pic. Vineri seară, într-o suburbie din Moscova, a avut loc un atac, presupus terorist. Varianta oficială a rușilor fiind că au existat 4 atacatori din Tajikistan care erau membrii ai unei organizații foarte ciudate pe care se cheamă veșnicul stat islamic din Irak și Levant. Denumirea ISIS e paralelă. A apărut pe vremea lui Obama. În cazul nostru avem de a face cu o organizație foarte ciudată din Khorasan, din provincia Khorasan. Bun. Legată de afgani și, mă rog, o grămadă de alte lucruri. Bun, acum trebuie să spunem că asta e varianta oficială. I-au prins pe niște amărâți, i-au legat prin niște păduri. Dar de când se lasă prinși teroriștii ISIS? Măi, sunt multe întrebări. Teroriștii arabi, în general. În primul rând că mie... Bun, deci inițial mi s-a părut foarte ciudat. Ar fi interesant dacă ai putea avea un om din servicii care a văzut lucruri de genul ăsta, dar nu vorbesc. Ei de obicei nu vorbesc, nici nu au voie să vorbească. Dar problema e așa, dacă te duci să cauți, dacă dai cumva despre filme, filmări de atacuri teroriste, nu se desfășoară așa. Deci, mie nu vine să cred că este un atac terorist. Bine, am pușcat lume. 130 ceva de morți sau câți mai sunt. Au dat foc la toată șandrama, au căzut acoperiș și au mai murit oameni. Codicil, 40 sunt morți pe gloanțe, okay. Restul sunt morți de la incendiu. Bun. Atacurile teroriste, în primul rând că știi cât... Atacul ăsta a durat 10 de minute. Da. Atacurile teroriste, ori, nu durează atât. Cele radicali islamice, nici măcar. Dacă te uiți la filmări, mă rog, atâta cât sunt pe surse deschise, poți și acolo poți să faci o cercetare. Treaba se întâmplă în felul următor. Vin niște oameni, sunt extraordinar de turbați, dacă e vorbind de radicalismul islamic, da? Oamenii ăia nu caută să plece. În primul și în primul rând. Ei nu pun problema așa. E complet aiurea. Este o înșenare și e făcută chiar prost. Radicalul islamic se duce acolo în armat până în dinți, eventual cu veste explozivă și caută martiriu. Punct. De aia se duc acolo. Da? Păi nu interesează să plece de acolo. În niciun caz să se strecoare liniștiți cu armele la mână pe lângă o dubă a poliției, că așa s-a întâmplat. Adrian, da? Dar deci, ai văzut comunicatul? Nu vreau. Zice așa, au ajuns la bază și după aia vii și îmi spui că e capturat. Stai un pic. Deci tu intri acolo și începi. Cu aleana, așa, cu puștile în mână, intri, în primul rând că la Crocus City Hall există o stație de poliție înăuntru, în mall. By the way, sala aia este locul unde Trump a ținut Miss Universe în 2013. Da. Foarte, foarte interesant. Bun. Și intră acolo și se plimbă și mai împușcă așa, din când în când, la gale câte pe cineva. Da. Lumea nu face așa. Te duci, razi, dacă ești cretin și oricum ai praf în loc de creier, da? Deci e clar că și ești în turbare. Așa sunt. Ăștia sunt oamenii. Asta se întâmplă peste tot. Bun, poți să iei o statie să te duci nu știu unde să faci nu știu cu ei. Ceea ce nu s-a întâmplat. Dar să te duci așa să împuși una, două, ne mai gândim la 10 de minute. Molul e mare, dragă, și are doar două ieșiri. Da, și erau grași și mâncaseră mult. Și erau un pic greață, nu? Și ieșirile de urgență erau foarte închise.
Iar trupele Rosgardia, care trebuiau să intervină, știi după cât timp au intervenit? 55 de minuțele. De-aia sunt nemulțumiți rușii. Aici așa tras-o singur. 55 de minuțele? Da. Este o bază Rosgardia lângă la 2 km jumate sau 5 km de toată nebunia. Nu, presupunând că bun, nu vrei să te duci să... Vis-a-vis de ei, okay. Exact, am văzut și desenul, deci, și poze, vis-a-vis de ei este o bază a trupelor speciale ruse, care e mai tare decât gardia de care vorbești tu. Dacă dai toate filmările astea care s-au vehiculat pe Twitter la greu, da. Dacă le dai unor specialiști în acte teroriste, eu nu sunt convins că nu e că există ceva care să nu râdă. Da, toată lumea râdă. Sincer. Care deci, e problema? Nu, așa ceva n-ai pomenit. Acum, și acum începe ciudățenia, da? Bun. S-a spus că se vreau să se strecoare printr-o fereastră, asta e comunicatul oficial. Putin a ieșit după 19 ore? După da. 19 ore? A ieșit cel mai repede. Deci de când este el șef, la câte belele au fost la curs încoace, a ieșit cel mai repede acum după 19 ore. Nu vrei să menționez numele la Kursk. Bă, eu spun că așa s-a întâmplat, dar naiba, nu am pus Nu, și nu e vorba de Kursk, prima oară n-a fost Kursk. Prima oară, el a început din Riazan. Da, bun. Sau Riazan, cum zic rușii. Nu le-am pomenit pe acelea, am zis prima mare belea care s-a întâmplat. Nu, prima mare belea nu s-a întâmplat aia. Prima, te uiți, e un interviu destul de interesant, îl găsiți pe internet, pe YouTube, îl găsiți, cu Yuri Felștinski. Mă chinui să rostez numele ăsta într-una. Domnul Felștinski a scris cărți împreună cu răposatul Litvinenko. Știu la ce și unii și alții sunt oameni din serviciile ruse. Da? Avem noi o unitate militară care are o televiziune la care Sabin Orcan se străduie de când s-a întâmplat să vorbească despre această carte despre domnul în cauză și despre Litvinenko, da, și niște oameni oameni gen Dan Jurcan, care este șef, directorul general la lasă-mă că nu pot să nu zic asta, da, că bă, nu da, pot nicio problemă. Așa, și Dan Jurcan, care este director la grupul Avangard, da, încearcă să zică cum că nu sunt probe. La se enervează că și începe probe, că în ce? Cartea aia că blocurile au fost aruncate în aer de către Putin. Nu de către Putin. De e către... vorba de Putin. Putin n-are, numele lui Putin nu apare acolo. Păi nu apare. Apar oamenii care au spus că au lucrat pentru el, inclusiv de stăinuiri. Dar s-a enervat Orcan și în fiecare emisiune vine cu cărțulia și mai citește o bucățică și mai zice o bucățică. Cartea aia e îngrozitoare și în ea... O am și eu. Investigația respect. De ce s-a întâmplat acolo? Că au început să sară blocuri în aer în Rusia. Ți-am uite spus unde am găsit cartea. Eu n-am găsit-o în librărie, am găsit-o în benzinărie, într-un oraș. Hai să mă lași să povestesc, că e mai puțin important unde ai găsit-o, cred, dacă nu cumva e important pentru subiectul în speță. Bă, mi se pare că trebuie să fie în librăriile mari, nu rătăcită printr-o pe net. Benzinărie. O găsești pe net oriunde vrei. Găsești pe net, o găsești imediat. Vin acasă, singură. Ok. Revir. Au început să explodeze prin septembrie în Rusia niște blocuri. Unul acolo, unul dincolo, câte 90 de morți încolo, 100 și ceva de morți. Că nici mult, nici puțin. Doi oameni. În Rusia viața e foarte ieftină. Dacă e stare în aer trei oameni, hai să mai bem o vodcă, că ne-am plictisit, se răcește gura și se uscă plumbele. Trei oameni nu înseamnă nimic. La 100 încolo începe să fie palpabil newsworthy, cum zic americanii. Acolo micile drame nu interesează pe nimeni. Toată lumea crapă prin blocuri. Who cares? Bun, 100. Se pare că ăsta este o masă despre care se poate vorbi. Nu prea mulți, că este urât. Așa, cât de cât. Câte 100, câte 130, pe acolo. Și au prins pe doi agenți FSB, red-handed se cheamă asta, cu mâna în pungă. Instalau niște explozibili cu o bombă cu ceas. Cu un detonator cu ceas, într-un subsol de bloc, i-au prins niște gărzi civile, că rușii se organizează în gărzi civile, nu știa. Cât e Rusia de mare și de lată, toate săreau blocuri în aer și nimeni nu știa cum, așa. Bineînțeles că toată lumea vorbea de ce. Bineînțeles că Putin l-a pus pe Patrușev în anchetă. Mm-hmm. Da, până să desfacă ancheta aia una sau alta, a deschis al doilea război cu Cecenia. Pentru că au zis, domnule, sunt ceceni acolo ăștia, sigur nu știu. Până în ziua de azi n-au găsit o dovadă că un cecen a fost, vreun cecen ar fi fost implicat. Măcar unul. Nimic. Asta conform documentelor FSB.
sau nemaceceni, da? Dar războiul a început, a ras pe acolo ce a făcut și toată lumea a fost mulțumită. Nu se mai vorbește nimic de chestia asta, da? Bun. Urmarea acestui șir ciudat de întâmplări a fost că popularitatea lui Putin a crescut la 50%, de la 5% la 87% sau ceva în genul ăsta. Uite, iată. S-a făcut Iliescu. Da, că îi prind, îi vom prinde și băgăm cu capul în veceu și îi răzbunăm. Da, normal, îi ucidem. N-a prins pe nimeni, dar a ajuns președinte. Ok? De ce? Pentru că de la căderea lui Yeltsin încoace, Rusia este o dictatură a serviciilor. Punct. Dictatură a serviciilor. Punct. Cred că e condusă de servicii, ce dictatură. E o dictatură condusă de servicii în mod autoritar, dictatorial. Asta încerc să spun. Ești generos, da? Aici, în România, este precis același lucru. Uitați-vă bine, că sunt paralele. Aici nu sare nimeni în aer. Încă. Pentru că, nu, da, aici e mai complicat. Ar putea sări noi în aer, că restul ce mai vezi, urmează să vorbească, mai rar așa, mai cu pauze. Și cu noi, să, nu știu, dacă ne fac pe noi sărim în aer, chiar ciudat, că suntem pe niște inventari, mă rog, și ei știu și e complicat. Și atunci, nu. Ok? Da. Cam asta ar fi. Să revenim un pic la dați-ne și nouă. Acum, ai zice, domne, foarte interesantă este și este acest amănunt deloc nesemnificativ și anume că Departamentul de Stat a transmis două lucruri. Le-a transmis informații rușilor că au primit informații că se pregătește ceva de către această celulă bizară pe care îmi dau 2 bani. Și cred sincer că e scoasă de la naftalină, văd o grămadă de articole cu ce vor aia de la Khorasan în toată lupta asta, ce au cu rușii. E o nebunie și părerea mea că e legată cu scoce, legată cu prinsă, 2 sârme în 3 cuie. I don't buy this, nici să-mi pui ceară pe coadă. Da? Dar uite că asta se vehiculează în presă. Sunt aceiași oameni din presă. Deci, iarăși, pentru cine vrea să creadă presa, să nu uitați niciodată că pașapoartele ălora cu avioanele care au dărâmat trei clădiri cu 2 avioane, da? În New York, pașapoartele făptașilor au fost găsite în mizeria aia din lângă blocurile alea dărâmate. Dacă puteți să credeți așa ceva, puteți să credeți tot. Deci dacă sunteți în stare să credeți rahatul ăsta, credeți că tot, și eu n-am nicio problemă cu asta, în caz în care, dacă nu vă place emisiunea asta, nu e nicio problemă. Uitați-vă în altă parte. Uitați-vă la Antena 3, unde vreți voi, deci să nu ajungeți să vorbească. Dacă iadul de la gemeni, pașapoartele au rămas intacte ca să le găsească. Deci avioanele intrate, avioane cu aripile pline de benzină care intră într-un bloc, da? Și credeți că cineva mai, că niște pașapoarte reușesc să scape așa ca prin minune din cele 2 avioane care au dat jos 3 clădiri? Well, deci încă o dată, dacă puteți crede asta, sunteți probabil ori niște oameni foarte fericiți, pentru că puteți să credeți orice, ori niște oameni foarte nefericiți, că puteți să credeți orice. În orice caz, nu, ce să zic, asta e, eu nu mă număr printre mulțimea asta de flăcăi. Din păcate, tot uitându-mă prin diverse și citind diverse lucruri, cred din ce în ce mai puține lucruri despre această lume. Parcă e din ce în ce mai... Era făcută să fie iluzorie, dar nu halul ăsta de mincinoasă. Una e să fie iluzorie și alta e să vină cineva să facă... să tragă o balegă în capul tău și să zică că de fapt aia e căciula, știi? Nu. Pentru mine e insultător, dar, mă rog, asta e altă poveste. Înțeleg că nu e pentru mine făcută treaba asta, e pentru urmăritorii de la Antena 3 și România TV și ce mai e pe acolo, băieții de acolo, pentru ei sunt făcute. Și ori zicând că eu nu mă uit acolo. Nu contează, whatever, ce crede voi. Fiecare n-ar decât să creadă ce vrea el, aici nu vindem, nu manipulăm, fiecare cu a lui. Numai să fiți bine la sfârșit, asta e toată povestea. Și cum ajungeți la sfârșit, nu e treaba nimănui. Deci asta e. Acum, faptul că americanii au dat-o rușilor în virtutea dreptului de a fi
pus la, în temă. Da? Ei dau informații despre acte teroriste practic oricui. Pe 8 au anunțat. Bun, și trec timpul, și trece timpul, și trece timpul. Și Putin ia o poziție foarte ciudată, anti-occidentală, de parcă zice, mă, uite, ăștia ne-au dat un tip că se vânzolesc unii undeva. Da? Mm-hmm. Bun. Și tu iei informația aia și o dai lui Patrușev, că el îți sustură în ureche dimineață până seara. Ăla e omul. Spune imediat ce a zis Patrușev în seara asta. Bun. Și Patrușev zice, tovarăși și președinte, haideți să... și vin la noastră și vă spun eu care-i treaba. Mă duc să întreb. Și se duce și întreabă. Și Putin iese în public și începe să toace Occidentul că i-a dat un pont și că de fapt nu e niciun pont, că e o dezinformare și că ei vor să sădească în vrajbă, în societate, ceva de genul ăsta. Bun. Acum, se întâmplă Pocinogu, suspect, din 30 de puncte de vedere, după părerea mea. L-ai văzut pe vreunul strigând Allahu Akbar acolo? Nu. Păi ce? Asta mi-a sărit prima dată în ochi. Allahu Akbar. Unde e Allahu? Deci asta e motivația religioasă a ăstora, care vor să facă statul islamic în Irak și Levant, că despre asta vorbim. Păi ei nu-i motivează... ei vor să ajungă la 72 de fecioare mai repede și eventual că poate să câștige ceva bani pe parcurs, cu atât mai bine, ca o familie pe undeva, da? Nu. Bun. Ei sunt motivați ideologic, religios, când fac lucrurile de genul ăsta. Nu intrăm să discutăm acum dacă e religia păcii sau nu, că e altă poveste și nu o să fie bine. Bun. N-a strigat nimeni nimic. Ce să strige? E ca și cum se strâng niște băieți și încep să facă o șmecherie pe acolo. În plus, tipii de la Nexta au găsit niște oameni îmbrăcați în albastru în sală pe care i-am văzut și eu, dar zici, mă, ok, nu, trebuie să te uiți la filme și na. Care se purtau bizar. Filmau și stăteau așa, erau relaxați, da, aveau pulsul... Băi, relaxați erau și teroriști. Nici mai mare, nici mai mic, erau la fel de relaxați ca teroriști. Exact. Ia să-i vedem. O relaxare totală. E un film de 3 minute, dar părerea mea că pentru cine nu l-a văzut... Merită văzut, găsiți și un articol, cred că mai rămâne top la noi pe pagina, nu l-am înlocuit cu alte articole, dar în orice caz, haideți să vedem filmul ăla, e cu împușcături, e cu nebunie, dar nu e sânge pe jos. Iarăși, 4 oameni cu niște AKM-uri sau ce avea acolo, ar fi făcut prăpăd. Deci ar fi sânge peste tot. Păi stai puțin, că ei spun așa că n-au ajuns, dacă te uiți, sunt foarte puține filmele din sală. Cei ciuruiți sunt ciuruiți cât mergeau ei prin mall-ul ăla imens și treceau în tot ce mișcă. Aiurea. Că unii au scăpat neîmpușcați, alții au fost asta împușcați. Asta, în orice nu poți să omori pe toți, că nici nu poți. Dar foarte interesant. Ați zis nouă filmul. Nu, ca idee, că nu, Misa nu era sala. Uh-huh. Da, știu, au intrat, da, la sfârșit. Misa nu era sala. Перелази, говорю.
Da, cam asta e. Erau pe acolo, dacă vă uitați pe articolul nostru, să vedeți și o poză în care băieții de la Nexta au luat și au identificat niște oameni care se purtau destul de ciudat. În sensul că nu erau speriați, se vedea clar că e ceva cu ei pe acolo, sunt aruncați, sunt din alt film. De la Nexta sunt poveștile astea, bineînțeles că la Nexta le-au trimis rușii și le-au colectat și s-au uitat pe ele. Acum. Ca Putin să vorbească după 19 ore, avea nevoie de informații. Hai să vedem cine le-a dat. Totuși, 19 ore. E mult. E o gaură undeva, ceva se întâmplă. Da. Și când au și... deci, după aceea au încercat să motiveze și am văzut filmulețul acela când chipurile, în timp real, în timp ce se petreceau evenimentele, el vorbea cu șefii tuturor instituțiilor. Uh-huh. Ai custă coață albă dacă ai văzut filmulețul ăla. Uh-huh. Deci, ridica telefoane și vorbea cu toți. În timp real, în timp ce în sală se întâmpla ce se întâmpla. Da, îmbrăcat exact ca atunci când a apărut după 19 ore, în timp real. Ceea ce e foarte puțin. Dar nu e prima oară când îl prind cu sincroana, da. Iurea și cu filmări, da. Și cu toate. La biserică s-a dus să aprindă lumânarea. S-a dus să aprindă chipurile singuri. Dar s-auzeau blițurile. Blițurile erau dat de gol, că era filmat de mama focului. S-a dus cu toată presa după el. Bineînțeles că nu era singur. Eu cu lunare. Așa. E plin de fotografii pe toate agențiile. Să vedem ce fac locotenenții lui esențiali. Șeful FSB, Alexandru Bortnikov, acuză Ucraina nici mai mult, nici mai puțin că e implicată în atacul de la Moscova. De aceeași părere este și Nicolae Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, cel despre care tu ne-ai povestit câtă implicare a avut în explozia blocurilor ceva mai înainte. El susține Bortnikov de asemenea că Statele Unite și Marea Britanie, deci Ucraina e direct implicată, iar Statele Unite și Marea Britanie se află în spatele atacului, deși a fost revendicat de gruparea jihadistă. Discurs pe care l-am auzit și de la Putin în perioada asta. Deci e exact tras la Xerox după cei doi care ar trebui să știe ce spun. Bun. Dacă i-am crede pe cuvânt. Plecând de la prezumția că motivul oficial și faptul că băieții erau niște tajici de undeva amărâți, vai de capul lor, și s-au apucat să tragă, e falsă. Și acum, dacă nu e falsă încă o dată, mă, revendicau băieții aia ceva? Că eu n-am înțeles ce revendicau și care era supărarea. Știi? De ce acum? De ce? Sunt foarte multe întrebări la care nu pot să răspund. Ce ia mâna pe ei? Au mai fost niște atentate în Rusia, dar nu în ultimii ani. Una la mână. A doua, Rusia e o țară extraordinară, mai ales cu războiul din Ucraina și cu o grămadă de activități paramilitare ucrainene care se desfășoară pe teritoriul Rusiei. Băieții aruncă în aer tot fel de silozuri, tot fel de depozite de muniție. Lumea e înarmată până în dinții în Rusia și toată lumea e pe străzi. Nu te plimbi așa cu puștile oricum. Da, odată. E înțesată de camere video, printre altele. Chinezești, ce-i drept, dar filmează ceva. Da. Deci e greu de crezut că oamenii ăia și aveau și un rahat de mașină. Nu mai știu ce era acolo, un Renault sau nu știu ce era. O chestie albă, deci. De ziceai că ești în România în 1990. Bun. Da, stai puțin că proprietarul acelei mașini și fiului au ajuns la pușcărie pentru că vezi, Doamne, cu mașina asta s-a vândut-o, asta e, așa e. S-a plecat. Da? Ce ai făcut? Ai vândut-o? Nu contează că tu nu știai cine stăia. Ești vinovat. Normal. Nu poți, da. O țară ca asta n-are niciun viitor. Îmi pare rău să vă spun. Poate să fie mare, poate să aibă rachete nucleare. Ce vreți dumneavoastră? N-are niciun viitor, n-are. Are rachete nucleare. Problema e că din cauza rachetelor lor s-ar putea ca nici noi să n-avem foarte mult viitor. Da, asta e altă discuție. Bun. Deci, presupunând, după părerea mea, e halucinant să spui că oamenii aia erau tajici. Știi că Tajikistanul a dat o prima declarație din Tajikistan. Era foarte... Nu știai ce să înțelegi din ea. Apropo de tajicii ăia. Tu nu mai lăsa să spun atunci ce am vrut să spun. Cu primul comunicat al lor, când au revendicat, ei au spus așa, au ajuns la bază și acum spune. Deci sunt salvați și au executat misiunea și au ajuns la bază. Eu atunci m-am gândit că am auzit eu vreodată de vreun din ăsta islamist în care om ajunge la bază și nu sare în aer acolo la fața locului? Niciodată. Da, să mai și spui că au ajuns în siguranță la baza. Unde e baza, nu știm. Că uite, trebuie neapărat să ne povestești ce a făcut Lukashenko. Că Lukashenko în seara asta a fost de tot râsul. Mi-a versiunea originală. De întotdeauna întreb, zici, bă, cui folosește? Că până la urmă,
Oamenii ăștia au ajuns bătuți măr într-un tribunal. De unul dintre ei unul fără ureche. Era inconștient. Era unul fără ureche, că l-au pus să-și mănânce urechea. Și bun, e Rusia, da? Deci ce ai putea? Prigojin îi omora, e filmat cum îl omora pe unul dându-i cu barosul în cap. Haide, deci, Rusia, nu sunt niște filozofi. Cine tot îmi povestește lumea de marea cultură rusă. Măi, e la borcan cultura aia. Culturca. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, dar n-a ajuns pe nicăieri. Bun. Deci cui folosește? Lukashenko. Și vin ăștia și stoardă în ureche că ucrainienilor. Ucrainienii sunt niște oameni care au foarte mult și foarte bun PR de 2 ani de zile încoace. Au un PR de... și da. Fac și măgării, mint, fac tot felul de șmecherii și ucrainienii ca să-și umf, pentru că știu că imaginea totuși, că ei oricum nu se pot lupta de unii singuri, au nevoie de Occident. Dacă tu ai nevoie de... ei n-au arme, da? Deci așa n-au arme. Închipuiesc că tu, în momentul în care n-ai arme, faci o măgărie din asta și ce câștigi din asta? Că ai împușcat 40 de ruși grași pe undeva, pentru un crocus mol? Nimic nu câștigi. Bine, să zici ok. Și la... nu, dar știau că ce au făcut pierdut? La valiză. Imens. Ai de pierdut toată... bineînțeles, ai de pierdut tot PR-ul pe care ți l-ai construit. Ucraina este the big guy care se luptă cu the big small guy, care se, băiatul ăla mic care se luptă cu ăla mare. Și pe tema asta toată lumea a aruncat cu arme și cu bani înăuntru și din foarte mult sprijin emoțional. Sprijinul ăla emoțional, dacă faci o măgărie de genul ăsta, cu care nu câștigi zero bombat, da? În schimb, pierzi tone. Da? Dacă Rusia ar fi organizat chestia asta, lucrurile ar fi fost așa. O pune în cârca Ucrainei și bineînțeles că le dărâmă în cazul în care narațiunea asta prinde la Occident, nu prea a prins, în cazul în care prinde la Occident, dărâmă aceste bile albe pe care Ucraina și le-a câștigat, după părerea mea, cu foarte mult merit. Dar eu nu cred nici o clipă că Ucraina a fost singura implicare. La originea poveștii. Deja au ieșit și Bornikov și Patrușev spunând același lucru. Acum trebuie să știți că ei, împreună cu Putin, sunt oamenii care conduc Rusia. În momentul în care Putin a invadat Ucraina în 2014, conform comunicatului lui, a fost o discuție între cei trei. Acum, când a invadat Ucraina în 2022, același lucru, au fost cei trei și l-au chemat pe Narîșkin și l-au luat la bețe, dacă mai ții minte, într-o sală de consiliu. L-au chemat și, da, a rămas fără curent. Asta e viața. Deci ăștia sunt oamenii care conduc Rusia. Putin împreună cu tipii ăștia doi care conduc FSB-ul. Este un stat condus de FSB, punct. Fără niciun doar și poate. Asta e Rusia. Bun, îmi pare rău de evenimentul. Asta este, nicio problemă. Laptopul s-a dus de răpă. Bun. Acum, în altă ordine de idei, o speculație ar fi că a organizat-o Rusia. Da? Tu iei niște tagici sau niște, ce vrei tu să iei, nu știu, îi prinzi pe unii și le zici așa. E foarte ușor să pui niște oameni să omoare alți oameni. Din două motive. Unu, există o foarte mare lipsă de bani. Oamenii ăștia nu au bani. Le pui în brațe un purcoi de bani să-și facă, să-și stea familiile bine pe undeva. Eu am zis că i s-a oferit 500.000 de ruble. Bine, nici măcar nu sunt foarte mulți bani ăștia. Păi da, sunt foarte puțini. Da. Rublele lor sunt amărâte. Bun. Odată. Cine a comandat e foarte greu de spus. Da? Că nu e ca și cum vine și ți arată un pașaport. Și dacă ți arată un pașaport, e un pașaport adevărat, e unul fals, ce se întâmplă cu ele? Greu de spus. Și atunci nu știi. Bun. Una la mână. A doua la mână e că poate fi tagici, poate fi orice. Da? Interesantă este agenda din spate. Cine câștigă și ce câștigă, ce are de câștigat. Încă o dată, Ucraina nu are nimic. Dacă vorbim de Rusia, s-o pun în cârca Ucrainei. Dar uite că iese tânărul Lukashenko. Dacă putem să-l numim așa pe acest colhoznic de 60 de ani. Bielorusia, dictatorul Bielorusii vine și zice... Nu, că oamenii aia zice, au vrut să intre întâi în Bielorusia, dar n-au putut. La el, în Belarus, da. Acolo. Și așa că s-a orientat spre Ucraina. Acum, nu e exclusă nici o celulă de ruși care să acționeze în Ucraina. FSB-ul are oameni în Ucraina, la greu. Nu sunt doi, nu sunt trei, sunt tone.
țara aia era infiltrată, era plină de agenți ruși. E ca în Germania democrată. Băi, ok, ai luat Stasi și l-ai dus undeva. Și crezi că îi ții pe toți? Mm. Nu crezi că ți-au scăpat câțiva? Sigur ți-au scăpat o grămadă. Da? Și aia ajung undeva. Deci, uite, Merkel. Eu nu cred că Ucraina era... Trebuie să fi fost inconștientă. Nici în somn nu făcea chestia asta. Nu, n-are rost. N-are niciun avantaj. Nu. Are mii de dezavantaje. Însă poți să ai o celulă de legătură cu oamenii ăia, pentru că dacă a organizat-o Rusia, trebuie să stai să te gândești. A organizat-o cu un plan în cap, că nu se apucă să facă chestia asta doar așa, să vadă sânge pe pereți, nu? Și atunci zici, mă, ok, dacă noi vrem să... E o speculație asta, da? Dacă noi vrem să organizăm chestia aia, ia-i pe tagici ăla, dă-le niște bani, spune-le că o să-i batem, asta e viața. Da, familia lor stă bine. E doar un scenariu, da? O, ia, se duc, iau bătaia și mănâncă urechea, asta e viața. Acest scenariu a fost vehiculat pe televiziunile astea. Și tu ce faci? Bun, organizezi, încerci să... Ia. Plantezi undeva o ramură ucraineană. Au găsit-o, niște agenți acolo. Da? Dacă o faci, o faci bine, nu o faci, stai acasă. Odată. Acum, foarte interesantă este, mi se pare încă o dată, aduc în discuție treaba asta, informarea pe care au făcut-o americanii. Da? Bun, ăștia spionează de rup cu telefoanele și nu numai. Păi pe telefon am înțeles că i-au prins vorbind. Păi, pe care ori fi fost implicați. Și de asta au avertizat. Deci două lucruri. Deci pe convorbiri telefonice. E SIGINT și uman. De altceva n-ai. Da? Okay. Ce poți să ai? SIGINT sunt electronice. Da? Satelit, tot ce ai acolo. În principiu, telefon. Că până la urmă toate au un sistem de operare care nu e rusesc și nici chinezesc. Este american. Da? Bine. Bun. Bun. Și atunci, au prins-o, presupunând că ar fi fost, există foarte interesantă o postare de a lui Costin Andrieș, care se cheamă de pe linie dreaptă, despre faptul că mâna dreaptă a lui Osama Bin Laden era un tip numit Zaw al-Kiri. Ei, ăsta era agent sovietic. Și Litvinenko aflase de el, chit că era strict secret, și aici e o discuție interesantă, strict secret, cu vodka în nas, nimic nu mai e ce pare și ce trebuie. Da? Deci ăsta ar fi trebuit să fie un subiect absolut strict secret. Da? Omul ăsta, Zaw al-Kiri, îl căutau americanii ani de zile, l-au căutat. Da? Bun. Ce spune Litvinenko e că s-a întâlnit cu niște agenți FSB și au început să vorbească de tipul ăsta. Și faptul că era antrenat la Moscova, faptul că handlerii lui din FSB au fost înaintați în grad. Și uite așa, că e o lume mică. Acolo se bea mult și se vorbesc prostii. Și așa s-a aflat de Zaw al-Kiri. Dacă Litvinenko, care nu era pe felie cu ei și era complet în afara zonei lui de lucru, află de tipul ăsta care totuși era numărul 2 în Al-Qaeda. Da. Adică numărul... practic mâna dreapta lui Bin Laden. 10 acolo, da. Zaw al-Kiri. Asta îl căutau americanii în lungul și în lat. Bun. Liderul organizației Jihadul Islamic Egiptean. Ăștia sunt oamenii. Acum trebuie să zicem și acest lucru. Toată lumea care a scris despre, de la Litvinenko... Deci toți care au vorbit de episodul blocurilor sărite în aer și teroriștilor întreținuți de Moscova, ca să demonstrează că toată nenorocirea cu statul islamic, cu terorismul islamic și cu tot e de fapt creația Moscovei, toată lumea a murit într-un fel sau altul. A sărit în aer, a căzut în șanța, s-a infectat cu poloniu, a pățit ceva, a căzut de la etaj, nu mai trăiește nimeni. Păi nici ăștia patru nu o să trăiască. Dar de unde știm? Îi vedem zilele astea și la revedere. Și mai vezi? Nici nu știi și nici pe așa parte. Sunt cei cu ei. E un black box acolo. Nu ai niciun fel de... Băi, dă-ne și nouă ceva. Nu, uite, o filmare în care te-ați bătuți. Acum, toată treaba e, presupunând că e organizată de servicii, de FSB. Presupunând că FSB-ul e infiltrat în organizația respectivă și că americanii au prins niște vânzoleală pe telefon... Și au făcut-o să fie așa, poate, știi? Și acum încep speculațiile, că aici sunt servicii. Și nu știi dacă ce informație, dacă informația pe care o deții tu e ceva important, sau dacă ei, partea adversă, te lasă să știi lucrurile alea ca să te poată manipula, să te otrăvească și să ajungi să le servești agenda. Da? Și chestia asta se înmulțește o pasta la infinit și o să
Poate că o să-ți dai seama de ce. Adevărații tipi din servicii sunt foarte paranoici. Pe Patrușev știi ce a zis după ce s-a primit informarea de la americani? Că nu au luat-o în considerare pentru că nu ei n-au încredere cât în serviciile lor. Bun, n-ai încredere cât în serviciile tale, dar puteai să institui o... Uite, că nu au instituit nimic, dovadă că s-a întâmplat. Acum mai e o poveste aici. Toate sunt o grămadă de forțe, o mare parte din munca agențiilor sunt, e prin Donbas, prin Lugansk, prin Ucraina. Îți plecați. Lucrează acolo. Și au și ei, ăștia suntem, tătuță, mai lasă-ne și pe noi, că n-am mai avut zi libere de nu știu când. Nu, mă las că de la începutul războiului știm bine că și-a arestat toți șefii de la FSB și i-a consemnat în unitatea militară. Da? Inclusiv domnul ăsta care ești acum să vorbească. Din lotul de arestați. Depinde cine a organizat-o, putea să organizeze Putin pe mână cu ei, putea să fie putea să fie o bucată din că FSB. Că sub nasul acelor așa autorități Prigojin a făcut ce a vrut, adică nu-mi spui mie că ai marșurit spre Moscova și nu te-a până e, la via Rostov și nu te-a oprit nimeni. No. Și atunci, atenție, și atunci un om care a intervenit schimbând cu declarațiile lui tot rostul lucrurilor, tot Lukashenko a fost. Atunci din senin a ieșit Lukashenko care a zis că îl ia el. Și îl primește și... Nu, aici, vezi aici, nu. De ce nu? Nu, n-a fost așa. E cum nu? Nu, a fost doamna Diana Șoșoacă care a negociat tot din... Bun, acum nu mai sunt ironici cu doamna Șoșoacă. Nu, deci a fost destul de stupefiant, că nu vreau să, să stau pe în tribunale. A fost destul de stupefiantă să-i declare asta lui Loredana Diacu, on the record. Noroc cu mine, că pam, înțelegi? Deci ăsta da delir de... Lăsând accesul de sinceritate în glimele al doamnei Șoșoacă, trebuie să spunem că nu știu cum naiba când se întâmplă lucrurile astea, iese Lukashenko și scoate câte o perlă și mă întreb de ce. Și atunci m-am întrebat ce hram poartă în povestea cu Prigojin Lukashenko și acum mă întreb de ce Lukashenko nu-și vede de treaba lui și primul povestește lucru, cum a vrut să se ducă în Belarus. N-am putut că nu era aici, în București. Primul lucru care trebuia făcut pentru a opri măcelul, în primul minut, în al doilea... Trebuia sunată doamna Șoșoacă. Trebuia sunată că negocia pacea cu caivers pe pereți. Da, și tot, în regulă, cu acte. Napoleon mă numesc. Da, tătuță, stai așa. Crezi că asta e singura nebunie? Știi povestea aia cu... Dar nu vreau să ies de aici. Bun, deci asta e un scenariu. Poate o fi o celulă din FSB care vrea să facă bucă. Problema cu serviciile zilele astea e că tu crezi că lucrează pentru tine? Băsescu crede păi asta. Păi da, și se considera cel mai informat om din și care s-a învărit că nu e. Și am uitat Băsescu cum alunecă. De ce face afirmații? Vrea să-i mângâie pe aia? Vrea să le câștige încrederea ca să le dea la glezne? Oricum serviciile dau ce vor din ce știu. Ce face treaba aia? Băi, stai așa. Știi? Adică ai nevoie să-i mângâi pe cap? Vrei să le câștigi ceva? Sau care e treaba? Că oricum le câștigi nimic. Ei. Lumea de astăzi este în mâna lor, ok? Apropo, știi cât timp i-a trebuit lui Zelenski să-l dea afară pe Zarușnei de la armată? Da? Cât ne-am căcăit, că-l dăm, că-l nu-l dăm, că așa. În seara asta, dublă mișcare, bruscă, fără explicații. Este înlocuit Oleksiy Danilov care e secretar al Consiliului Național de Securitate la Kiev. Omonimul Patrușev. E înlocuit brusc, fără nicio explicație și este și numit om în loc. Da? Decret de destituire și decret de numire. Oleksandr Litvinenko, fostul șef al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, în locul lui. Litvinenko este acest om. Nu știu că... Cred că e o coincidență de nume. Da, mă rog. Bun. Și acum, tocmai asta e, că nu pot să știu. Vor fi sunat ceva telefoane. Și a fost numit tot în seara asta și un nou director al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei. Deci doi oameni pișcați brusc, fără explicații. Cu decret de numire, de destituire și decret de numire. Acum... Soluția cea mai speculația cea mai liniștitoare e că rușii au organizat treaba asta și au la mână, fapt care presupune că urmează ceva scandal. Pentru că nu te-a pus să faci așa ceva fără să urmărești niște lucruri. Deci ca să repetăm, pe
pe postul celui dat afară a venit Litvinenko, care era șeful Serviciului de Informații Externe, și pe postul lui Litvinenko rămas liber s-a numit altcineva. Okay. Deci, practic, miza e o singură persoană. Da, nu știu dacă e relevant pentru cazul în speță, că noi nu știm ce se întâmplă în spate acolo. Nu știm, dar e o mișcare foarte bruscă. E clar că niște informații au ajuns undeva, nu? Nu. Că e vorba de agenții de securitate. Dacă treaba asta e legată de buligoșeala de la Crăcut sau nu, e altă poveste. Dar, acum, cum implici Ucraina? Îl iei pe unul de la și îl implici, nu? Da. Și el e Ucraina? Greu de spus. Păi nu e. Știi? Dar dacă reușești să-l implici pe unul de ăsta, el devine Ucraina. Știi că spui tu prin propagandă că e Ucraina. Nu, păi dacă îl implici și vii și spui, uite, domnule, ăsta a făcut niște chestii pe aici, pe care poate că le-a făcut, poate nu l-a făcut, dar poți să implici o țară în felul ăsta, nu? Mm-hmm. În principiu poți să încerci măcar. Acum, din cauza asta, lucrurile sunt destul de muloase. Nu spun că ar fi implicat sau nu, spun totuși că Ucraina nu are ce să câștige de niciun fel din faptul că au omorât 40 de amărâți de ruși într-o sală de spectacol, mă rog, într-o vine seara. Pe data de 22 a 3-a. Da. Nu? Da. Băi, nu o să intru acum în detalii. 22 a 3-a. Mie îmi plac foarte mult amănuntele. 2024. Nu, asta e nesemnificativ. Îmi plac amănuntele foarte și cifrele. Mult. Da, și trecem mai departe, pentru că am văzut multe codări de genul ăsta și am observat că unor oameni le place să codeze chestii. Ok? Trecem mai departe. Pentru că nu se prea discută la televizor asta și nici nu e bine pentru sănătatea animalului și nu vă face noastră, în orice caz, nicio... Adică nu vă aduce nimic în plus. Cea mai proastă... Deci asta ar fi ușor, că au reglat-o rușii, o vrea Putin ca să facă ceva praf în Ucraina, să le strice la băieții ăștia PR-ul. Poate că are de gând să inducă o stare de tensiune în Rusia, poate că are nevoie de carne de tun suplimentară pe front, foarte posibil. Va mobiliza, va face... Da, o să deci mobilizeze 100.000 de oameni și o să vină la vară, poate vrea să termine toată treaba asta, pentru că a început să-l doară și pe el războiul, economic vorbind. Poate că vin băieții și pun dosare pe masă și îi spun așa, vedeți că nu mai rezistați încă 2 ani. Da, că vi se termină mâncarea. Bani. Se termină și tunurile, dacă nu știe. Bun. Nu mai are. Și atunci probabil că lucrurile intră în așa, într-un fel de iremediabil, într-un timp mai scurt decât ne așteptam, și e bine să fie chestia asta, pentru că dacă vrei să omori pe cineva, îi dai o boală cronică sau un război lung. Acum, varianta cealaltă e că nu a fost organizat de Rusia. Și atunci? Și iarăși, organizat de Rusia, știa Putin, nu știa... Au vrut să-l facă, vor să-l pună în contrapartidă față de populație, să zică, uite că Putin a făcut un adres. A fost anunțat. E foarte complicat, că trebuie să fie acolo să vezi cine a sunat, ce a sunat, ce trebuia să facă și n-a făcut, știau sau nu știau, când au aflat, ce au făcut. Și astea nu le afli tu de pe scaun aici, trebuie să vorbești. Știi, mi-aduce aminte cu atacul deasupra Israelului, când ai oprimit știrea și au zis că las, că se întâlnesc dimineața să vadă despre ce e vorba și dimineața deja era atacat tot. Deci dacă dacă americanii au informat pe 8 că atacul e pe 9 și ei l-au amânat, așa pretinde celula asta de ciofia, așa. Că după ce i-au anunțat public americanii că i-au dat în gât, altfel spus, că până o vor ataca, au amânat acțiune. Cum adică n-ai știut? Mă întreb exact ce m-am întrebat și atunci. Cum adică n-ai știut Mossad-ul? Dacă a fost anunțat de către egipteni, care au și asumat anunțarea, de către nu știu mai care, și de americani. Deci au avut informația și n-au folosit-o. Cum te chem când primești o informație de genul ăsta și stai și te uiți la ea și nu e măsuri? E greu, că nici nu știi. S-au stat, s-au uitat la ea sau pur și simplu s-au învârtit pe lângă ea, s-au aruncat-o la coș și și-au văzut de beții. Nu știu, e greu de spus. Pentru că știi, nu te arunci pe toată informația, că sunt informații din servicii. L-ai prins pe unul tușind, adică... Asta demonstrează că serviciile lor nu sunt ceea ce ne spun că sunt. Da, nu sunt, în orice caz, ceea ce... Nu primește o informație fără să te uiți măcar pe ea puțin, că vine la american, nu vine măcar de la... trupele speciale nu sunt am uitat de atacul din Beslan. Corect. Atacul din Beslan a murit zeci de copii, dacă nu sute, la mâna băieților care au intervenit. Și au intervenit mult prea dur, adică disproporționat față de ce era acolo. Dar au venit și au zis, hai că rezolvăm. Dispare omul? Dispare problema. Vezi că n-a murit Stalin, e în creierul lor și văd că și al meu. Bun. Deci, da, cealaltă parte, adică cealaltă,
Zici, mă, cine a organizat-o? Serviciile. Ok. Cine care servicii? Serviciile cui? Nici servicii, vorbim de servicii de parcă sunt laptopul ăsta aici, uite, stă pe masă, are patru picioare. Nu. Serviciile alea au și ele o guriță? Da. Bun. Le acoperă gurița, se acoperă cu friptură? Da, se acoperă, dar nu asta e problema. Cu multă. Da? Nu avem nevoie de friptură. Friptură găsim. Dar ce nu găsim? Dom'le, și vine lumea și zice așa. Poți să legi serviciile într-o structură? Mare, așa, și super descentralizată, celulară. Nu poți. Cu dormanți. Nu poți? Oi, și încă ce poți. Mai ales poți că toate... într-o țară normală, nu la ei. Toate sunt descentralizate. Crezi că la ruși nu poți? Eu acolo cred că zic că sunt mult prea multe găști și interese, nu știu de care, ca să faci la ei o comunitate de informații, care să pună într-un coș împreună și să știe unii despre alții. Dacă la asta te referi, poate am înțeles greșit. Nu, ai înțeles chiar greșit. Nu era vorba să se știe unii de alții, că toate lucrurile de alea sunt și... Asta e compartimentalizarea, știi? Știi cum e asta? Ai o masă de 5.000 de oameni și nimeni nu se prinde că ce ai tu de gând, pentru că fiecare are o bucățică irelevantă. Deci am înțeles eronat ce ai vrut să spui. Scuze. Și îi compartimentalizezi, da? Și îi agreghezi tu. Și sunt niște oameni care agreghează, da? Aia sunt oamenii tăi care agreghează informația, da? Ok? Problema este poți să îi joci așa cum trebuie. Dar poți, cu foarte mare... Da, bun. Cu oarecare artă reușești să faci și lucruri. Bine, noi românii am văzut multe și evident că dacă... Povestea e că în general avem tendința să nu credem tot ce spune televizorul, dacă nu cumva ne uităm la Antena 3 și în cealaltă poveste. La... E Antena 3 CNN. Antena fii respectos. Fii respectos, îți va spune domn profesor cât el de tare și de mare. Să-l văd eu pe teologul... Și cum ne joacă acum. Pe teologul Felix... Cum primește telefoane de la... Profesorul teolog. Alo, da, suntem CNN răilalți și am vrea să vă punem în vedere să... Întoarceți fila. Să întoarceți fila pe agenda LGBTQ+. Că alo. Nu ne place. Pentru că... De ce? Pentru că trebuie. Vreau să văd pe teologul cum place. O dă el cu agenda asta. Sau poate că nu o să reușească să-i bage bucata asta pe gât. Poate o fi el, habar n-am. Da, Pacepa, foarte interesant. E un material pe Actual despre despre cartea lui Pacepa, Dezinformarea, cred că se numește. Da. În care discută despre planurile secrete ale Moscovei de a stimula și genera terorism islamic, în care suntem prinși și noi. Și acolo e scrisă cu în colaborare, cu o semnătură cu un tip din America. Da, da, da. Care e foarte bine informat pe zonă. Păi, îndrăznesc să spun că e un civil. Da, mă gândesc că e o masia eului. Nu știm gradul. Dacă lucrai cu Pacepa, nu prea aveai cum să fii civil. Mă rog, uite, noi, acum, sincer vorbind, noi lucram cu el, că ne mai trimitea editoriale în ultimii ani ai vieții lui. Le trimitea la New York, Epoch Times New York, și suntem civili. Deci se putea lucra și cu civil cu el, dar mai complicat. Așa, în sensul că erau unidirecționale lucrurile. Oamenii de la New York, nici nu știu dacă știau ei foarte bine ce a făcut Pacepa și ce oale a spart și foarte bine că l-a spart și a câștigat o grămadă de puncte albe acolo unde trebuie. Unde sunt punctele albe, acolo lângă lumea bună din universul ăsta. Da, deci România, implicată până în gâtuț. Siria, Liban, Libia, ăștia. Ceaușescu a întins niște punți într-acolo și să știi că ăștia nu le-au tăiat. Au avut grijă să le păstreze, chiar dacă n-au recunoscut public. Unul dintre cele mai conectate regimuri la terorismul islamic. Corect. România. Și asta toată lumea merge pe burtică, precum broscuțele, și mâlc. L-aș întreba pe tânărul ăsta Vlase. Tânărul de la CEO al nostru? Mai Vlase, tu cum n-ai tu niște dosare? Se pare că dosarele cam, alea au ajuns la tine sau le-a scăpat pe jos și era canalul Descoperit și te s-au dus. Aș vrea să-ți amintesc că tânărul Vlase este pupila, creația lui Viorel Hrebenciu, care numai de americanism nu poate fi suspectat. Păi nici n-are cum, dar toată treaba e așa. Ei fac un pariu. Deci vreau să vă spun doritorilor, oficialilor de caz care poate se uită la noi, habar n-am, dacă nu s-au plictisit până acum sau cine știe.
Ofițerilor de caz. Deci la o cafea. Și băieților, ce zici? Deci la o cafea, băieții. Nu știu. Că rămâne înregistrarea, așa o văd mai încolo. Mâine dimineață, când vă uitați noastră la treaba asta, după ce treceți prin speech to text, uitați-vă... E un pariu pe care îl face toată lumea, inclusiv eu, dumneavoastră, cățelul din colț, nu, dar ăștia care suntem cu discernământul, chiar și baba de la colț, care vinde pătrunjel. Îi va veni la un moment dat un om care sau o situație în care ea va trebui să aleagă. Și dacă alege prost, își bușește viitorul. Dumneavoastră să nu mai vorbim. Să aveți grijă ce votați acolo, că vă votați viața. Și mai e o chestie. Nu, dacă pentru ăștia care sunteți mai mucegăiți pe la colțuri, așa mai vechi, cu măgării în geantă, nu o să vă lase foarte ușor off the hook. Pentru că e geanta grea și vă văd. Acum o să vii să mă întreb, poate sau poate nu, cine o să ne vadă, mă? Nu știu, overlord ziua galactici de care vorbea Codrin Ștefănescu, l-ai văzut? Da. Foarte interesant. Am dat de o înregistrare Codrin Ștefănescu cu Oreste Teodorescu la o emisiune, învăluit așa, în care Codrin îi dădea cu cărțile. Cu... Da, e mai veche. E veche emisiunea, normal. Da. Acum nu se suportă. Acum suferă consecințele, Codrin. Nu mai stau de vorbă. Nu e vorba că stau de vorbă sau nu mai stau de vorbă. Cert e că Nea Codrinski... Găsește-l prin cărți niște lucruri. Acum problema când te-a pus să citești cărți e că în general cărțile trebuie citite într-o ordine. Știi? Mi-a adus aminte de ceva. Te las. Trebuie citite într-o ordine. Dacă nu le citești în ordine, îți cad în cap. Uite, Gelu Voican a pățit-o. A reușit să nu mai înțeleagă nimic. Dacă la Steiner citești știința ocultă fără a fi citit de la treptele inițierii până la știința ocultă, care e ultima, îți cade în cap. Dar vreau să-ți spun ceva apropo de băieți care plătesc un preț. La Ancuța Alexandrescu a fost oaspete un domn care a recunoscut un lucru care pe mine m-a șocat. Liviu Dragnea, știam că a avut un AVG, dar știi unde l-a făcut? În Serbia. Da, exact, la Belgrad. Întrebarea mea e întrebătoare de dreptul. Ce căuta acolo? Exact. Și ce vești s-au dat? Și ce vești s-au dat de a făcut AVG-ul acolo. Adică mă numesc că ori a avut niște, poate a făcut excese, să nu mai bage. Și-a lăudat spitalul din Belgrad, care era nou, bun și nemaipomenit și l-a salvat. Eu cred că de la găinile alea în care își bagă mâna. După trei zile a ieșit nevătămat, fără urmări. Da. Foarte problematică prezența lui Liviu Dragnea în locul în care, pe hârtie, stă Ghiță, că el nu stă acolo, nici la Portiță, nu stă, stă la Sinaia. Nu stă, mai vine, mai pleacă. Mai vine, mai pleacă, nu mai stă, vine, că mai nu, pleacă. Nu e de stat, că nu știi. Ce a căutat la Vucici, domnul Dragnea, e o întrebare întrebătoare. Păi da, uite, asta, de exemplu, am putea să-l întrebăm pe 544, pe Vlase, dar sunt convins că nu o să ne spună. Uite, le-am întrebat pe 544. Da, să știți că la un moment dat o să trăiască să răspundeți, dar nu la întrebări, la faptele făcute, știi? Și nu mă refer numai la Vlase, că nu vreau să-l ameninț, dar așa, vine treaba, până la urmă, că e un război și pare că e total. Știi? Adică, uite, Rusia, săracul Putin are probleme, vezi? Bă, trebuie să vină NATO să ne spună că noi am cheltuit anul trecut numai 1,5% din PIB, deși am spus că avem... La rușinea cea pe Iohannis. Păi da? Cum la rușinea? Stai că eu nu vreau să scot nevinovat. Ba, ne-au fost alocați, dar i-a luat frumșel premierul Ciolacu și i-a dat pe salarii. Pe pensii, pe astea. Pe salarii, pe pensii și pe de toate, că nu avea de unde. Amantele noastre, ele nu papă. Și atunci, alocarea efectivă a rămas de 1,6%. Vrei să umple fetele alea chiar goale, așa, fără genți, fără nimic? Nu, fără... nici și viutonul costă, știu, e o sigur, poveste. Care 2.000-5.000 de euro bucata, ce faci? Și vila de nu știu unde, și pe coasta de azul toată ziua. Și are și el acolo o nevastă grasă și urâtă, dar fetele alea, cum? El cum știe că trăiește? Mă, eu am auzit că domnul Ciolacu e pe cale de a deveni curând tătic. Așa că nu, și mai, are devenit curând. Fie să acolo sănătos, ce să zic, să le iasă de ăștia prunci care poate că fac mai bine decât ei înșiși. Doamnele sunt pretențioase, au un nivel de trai din ăsta. Da, rusesc. Da. Modelul rusesc. Nu poți să le mulțumești caracter, cu temnice. Caracter zero. Că zici, bă, nu că eu trebuie la valoarea mea, trebuie să mă îmbrac cu astea, să umblu în toate alea. Ok, poftim. Și acum, zi. Hai, arată-ne ce e în tine. Nimic. Ce să fie în mine? Pojar. Sifilis, cel mult, eventual.
Mai avem 5 minute. 5 minute. Cui le dăm? Nu le-aș da României. Nu, 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 nu. Că le las pe zici gen. Că e singur. Nu, stai că trebuie discutată treaba asta. E și e foarte important. Care? Ce s-a mai întâmplat? Și nu știu. Sau știu și nu știu la ce te referi. Biroul Electoral Central a respins duminică înregistrarea alianței dintre... alianța se cheamă Grădina Maicii Domnului, formată din Partidul România Noastră, a lor. Da. Ca noastră nu e. Și Partidul Dacismului Autonom Conservator. Ia zi-ne cine e pe acolo, ca să înțelegem și noi, că nu înțelegem. Funar este România noastră, e România lui Funar. Da, deci e România Nino Nino cu Bunch of Sten, tricolor, tricolor, tricolor. Așa. Și Grădina Maicii Domnului, Grădina Maicii Domnului, care va avea ca nume prescurtat Sfânta Geție. Mm-hmm. Și acolo deci cine? Este Dacogeția combinată cu creștinismul. Bine, între ele era niște... Era o perioadă, da? Era o fereastră Overton din aia de oportunitate, da? Nu mai contează, nu ne interesează până, nu asta e, nu o să lăsăm o știre minunată să strice, să înțepenească în logică sau în toate cele, da? Bun. Eu totuși trebuie să spun că sunt consternată de casele noastre de sondare, o să discutăm joi, cum în aceeași zi s-au dat publicității două sondaje care se bat cap în cap. Sunt niște diferențe între ele încât zici că sunt făcute unul pe planeta Marte și celălalt pe Venus. Tu, și tu cel luai pe Pieleanu mai mult. Pieleanu îl face Cristian Popescu Piedone 42%, Nicușor Dan 30%, Cătălin Cristoiu 16%, Scârstoiu, pardon, și Sociopolul unde este... Asta e avangardul Pieleanu. Și Sociopolul de Mirel Palada spune așa, Nicușor Dan 34%, Cristian Popescu Piedone doar 30% de unde avea 42%, Cătălin Cârstoiu 26%, Mihai Enacheau 6%, Deana Șoșoacă 4%. Pas de mai înțelege ceva. Nu, no, eu merg pe mâna lui Mirel pumn Palada. De fier. Mirel pumn de fier. Oricând merg pe mâna lui. Adică nu chiar oricând, că merg pe mâna lui în sensul că, da, pumn de fier, știi? Pieleanu este... Nu vreau să pun că o să zică lumea că sunt rău și o să mă dea în judecată, cine știe dacă mai... De ce mai în judecată? Mă mai dă așa, da. E lumea rea, Nicoleta Savin. Da. Unui bărbat de 50 de ani din China i s-a efectuat primul transplant de ficat de porc. Porcul suferise 6 modificări genetice de genul vaccinurilor pe care l-ați halit și dumneavoastră, dacă l-ați luat, dacă nu v-ați ferit de el. Despre transformările alea genetice, ele au fost induse pentru a, și aici intervine toată nebunia, pentru a face țesutul să nu mai genereze proteine specifice porcului. De asta s-a modificat genetic. Da, pentru că, știi că altfel, acum, eu cred că lucrurile de genul ăsta s-au întâmplat mai de mult și în România, și anume prin Parlament. Și am înțeles că încetul cu încetul metafora care fac, marca Adrian Sturza ăstora care, știi că te transplantezi organe, transplantezi, vin cu bagajul emoțional, da? Eu întreagă poveste. Îți place muzica simfonică sau maneaua sau nu știu ce îți place și nu îți plăcea cred înainte. Cred că dacă bași ficat în tine de porc, cred că începi să tragi la troacă. Apar la ce faci. Știi? Sau crește lăcomia într-un grad de mare încât devii parlamentar. Român. Da, în orice caz, e foarte interesantă știrea asta. Știți că e cu triplu sens, așa, frumos. Una la mână. Se cheamă xenotransplanturi, industria asta. Este pusă la rece în toată lumea pentru din motive etice, evidente. Și din motivul că o discuție foarte interesantă. Mai ești om sau ești? Ce ești? Nu, mai ești om în integralitate? Nu mai vorbim de biserică aici. Dar tu ai impresia că ei vor spune vreodată care ești pilul în toată povestea asta? Eu nu cred. Xenotransplantul. Sunt discuții foarte mari. Acum, donorul ăla mai este, are drepturi? Vorbim de porc aici, da?
are drepturi, n-are drepturi, încep să le echivalez cu oameni și e foarte complicat. Că dacă ajungi la tribunale, acolo dai de băieții. Și nu vorbim de avocații noștri care sunt cu sprâncene, vorbim de niște avocați care se uită pe legi și legile alea făcute cum trebuie să fie făcute, nu ca astea făcute de doamna cu tare pe un genunchi, în baie. Nu, e de final așa. În fundul gol. Că nu prea mai avem timp teoretic. Lasă-mă un pic să termin cu asta. E foarte interesant. Deci este moratoriu în toată lumea, în afară de China, evident. Și ce se întâmplă cu o grămadă de oameni de știință occidentali care nu au unde să lucreze pe xenotransplanturi, se duc în China și lucrează acolo. Atât de simplu, da. Și asta cu ficatul e una dintre cele mai ușoare lucruri. Există industria de transplant a Chinei. Industria de transplant, ei preconizează că pancreas, sânge, plămâni, de toate. Da? Nu o să mai fie ca în Spania sânge de tigru, o să fie sânge de porc. Închipuieți. Imagine. Ha? Și poate că ne lasă și pe noi. Poate că, poate că în felul ăsta colegii mei care sunt băgați până la grea de muncă și primesc bătaie și fac muncă la negru, așa, de sclav, poate îi mai lasă în viață cu ocazia asta. Mă, o sacrificați porci, măcar e mai bine, nu? Mă gândesc. Decât oameni. Sperând, da. Să nu mai taie pe colegii mei din China, da, practicanții Falun Gong, care, ca și exact mine, cred în adevăr bunătate, toleranță, numai că în China chestia asta e absolut interzisă. Vorbim foarte serios și sună ciudat, dar asta e. Măcar poate le dă o bucată, le mai, nu știu, deși foarte interesant. În China, știi ce zice guvernul? În China se îmbolnăvește lumea în continuu. Nu mai știe nimeni de știrile astea. Nu e interesant pentru Occident. Nu știu de ce. Și știi ce zic ei? Că zic, domnule, ce boală e acum? Sunt spinele prin spitale iarăși. Și toată lumea, domnule, dar care e boala? Că e o pneumonie în asta atipică, se moare, plămâni de sticlă, ta, știi ce zice statul? Schimbă numele bolii, că nu mai vreau să-i spună COVID. Îi spun pneumonie, nu știu de care, una, două. Nici numele nu mai vreau să-l pronunțe. Boala X. Au pomenit? Boala X. Și toată lumea, boala X. Chinezii nu prea știu care e treaba cu boala X, că nu au acces la știrile din Occident, că asta e țeava înfundată. Dar pentru noi e funny asta cu boala X. Nu știu, alo, m-auziți? Sau X și Jinping, nu contează. M-auziți? S-aude? Cred că nu mai e timp asta. Aș vrea să te rog să ne povestești. Ți-am trimis o știre despre moratoriu, ultimatumul dat de OMS în materie de viitoarea pandemie, că nu s-a încheiat. Mm-hmm. Nu s-a pus la punct strategia. Trebuie discutată până. E ultima rundă de negocieri. Da. Trebuie votată în 27 sau 25 mai, dacă da, deci vine, e pe vine și atunci sunt convinși că va veni încă o pandemie. Și mai trebuie să ne spui ce a apucat-o pe Marea Britanie să sancționeze Beijingul cu sancțiuni de toată frumusețea, constatând că e vinovat nu doar de atacuri cibernetice, ci și de dezinformare în privința sănătății prințesei Kate Middleton, o provocare epocală. Cum crede Marea Britanie că a făcut China și nu doar China de una singură, China braț la braț cu Iranul și cu Rusia. Asta e un subiect foarte interesant, dar eu nu cred că o țară poate să genereze un scandal atât de dureros, plus te bați cu China, o să te doară. Îi doare și pe ele, doare și pe tine. Da, economic deja, vorbind. Astăzi. Dar deja au luat, premierul a luat o poziție destul de dură și te întreba, ok, chiar are legătură cu asta? Părerea mea e că nu, dar cred că are legătură cu niște lucruri care se întâmplă în subteran. Dar nu ne apucăm să vorbim de asta acum. Ne apucăm joi. Și ne vom apuca joi la aceeași oră. Dar subiecte foarte interesante. Da. Iarăși și cu acordul de prevenire a pandemiilor, despre ce e vorba, de fapt? Că ei, ce vreți să faceți? Să întăresc controlul. Asta vreau să discutăm. Faptul că OMS-ul simte nevoia să pune țările să semneze năzbâtia aia ca să se asigure că în caz de poate acționa unitar. E vorba doar de infrastructură de control a populației. Să fie
Adică ar trebui să fie foarte clar. N-ai cum să te aperi de o boală. N-ai cum să te aperi de o boală pe care nu o cunoști. Poate că o să ne iasă bube pe cap. Poate asta nu, o să discutăm. Atâta timp cât tu nu știi boala, preconizezi că e boala X fără să știi care e boala respectivă. Ești atât de sigur că va veni acea pandemie de boală X. Infrastructură de control digitală. Te apuci să pui toate țările să semneze ceva ce nu știi ce semnează. Știm, pierderea suveranității, cunoaște. Dar eu nu uit că s-a discutat și la Davos. Deci a fost panel separat pe chestia bolii X. Da. Asta e pe joi atunci, cu restul. Da. Chestia seară bună tuturor. Ne auzim joi la ora 8, ca de obicei. Numai bine. Seară bună.